A fost diferență mare. Prima repriză i-am dominat și a doua repriză i-am dominat și mai mult. Ce tu? Adică tu voi vedeți fotbalul în funcție de rezultat. E, nu, mai ales fiind un meci amical. De rezultat. Dar eu am văzut fotbalul și în funcție de joc. Deci, dacă, de exemplu, e numai calea două goluri, care le-au marcat aiurea, niște centări aiurea, el tâmpenii. Și dacă se termina 1-0, mai sunează așa, pentru că eu a doua repriză, eu nu prea am văzut mult să joace fotbal ei. Nu, n-au. Celtic n-a făcut un meci senzațional. Bine, e și se știe că nu e o echipă care să aibă posesie, care să combine și așa mai departe. Așa joacă. Asta e jocul lor. Da, vă rog. Dacă ăsta e jocul lor și ăla e jocul nostru de combinație, a, ghinion, a luat două goluri aiurea, mie mi-a plăcut jocul și cu asta basta. Bine, mi-a plăcut jocul. A doua repriză, normal, dacă noi n-am căzut fizic, pentru că s-a văzut că a doua repriză noi, ei au stat mai mult în jumate și noi tot timpul. Deci noi, eu zic că noi am stat mai bine fizic, deși noi eram la început de stadiu de pregătire. Eu așa cred. Dar dacă jucam tot meciul normal, cum se joacă, cu doar 3 schimbări, e altul era rezultatul. Da, dacă nu mă înșel, Celtic weekendul ăsta începe campionatul, adică ei sunt mult mai avansați. Nu, dar dacă se făcea doar 3 schimbări, altul era rezultatul și așa. Ne uităm la primul 11, echipa cu care a început Laurențiu Reghecamp. Ăla este 11, dar probabil vom vedea numai cu fundașul dreapta, care eu cred că nu preferiță nu îi face față acolo. Asta vreau să vă întreb, pe subiectul de care vorbim de săptămâni bune. Cum? Nu, domnule. Fundașul dreapta, în opinia mea, el face banda. El poate să și urce în atac, dar face banda. Fundașul dreapta nu migrează. El tot a migrat spre centru, tot, deci n-a, deci nu e, are o tendință de a intra în centru. Păi are tendința de a intra spre postul lui natural. Își pierde teritoriu, el își pierde teritoriu. Fundașul dreapta trebuie să țină cont că teritoriul lui de bază, punctul lui de sprijin este lângă colț, acolo, în dreapta portalului. Ne puteți spune, dacă ați vorbit cu Reghecamp, care ar fi soluția încercată la următoarele meciuri de pregătire? Bun, n-a mers asta. Păi stai puțin până auzi care ar fi. Da, stai puțin, că n-avem, acum avem și a venit și Cruz, brazilianul, a sosit, a și efectuat primul antrenament astăzi. Da, a venit și Cruz și plus de asta mai avem și altă soluție. Păi vreau să vă întreb, ok, Prepeliță am văzut. Gata, lăsați-l pe Prepeliță, că nu mai... Deci nu mai intră pe dreapta acolo. Nu mai, niciodată. Pârvulescu a jucat ultima jumătate de oră. Nici el. Nu v-a plăcut nici el. Nu. Acolo pe dreapta va juca ori Cruz, ori Pandaloschi. Cine? Georgievski? Ori Cruz, ori Pandaloschi. Unul din ăștia doi va juca pe dreapta în meciul cu Ajax. Păi cine e Pandaloschi, domnule Becali? Pandaloschi, fotbalistul. Faceți vreo achiziție și nu știm noi? Pandaloschi, bă, de la Bulgaria, de la echipa națională a Bulgarii. Păi l-ați luat? Deci îl luați sau îl... Păi unul din ei va fi. Păi Cruz am văzut, a sosit în cantonament, se pregătește, da? Da, și vedem pe Cruz, pe Pandaloschi îl știm. Dacă Cruz nu face față, pe Pandaloschi nu mai trebuie să-l verificăm. Îl știm sigur că e un jucător valoros, nu mai e nevoie. Jucător echipa națională a Bulgariei, băgăm direct pe Pandaloschi titular în dreapta și cu asta basta. Și cum îl luați? Eu știu, s-au purtat negocieri? Cu Macaraua. Îl iau cu Macaraua. Și Macaraua asta cât costă? E cum îl iau? Azi că vrea băiatul, domne, vreau 20.000 pe lună, 4 luni de zile. Vrea omul 20.000 pe lună. Vrea, zic, domne, vreau 40.000 și plus încă 10.000 pe lună. Bun. M-ai înțeles? L-am găsit, că nu înțelegeam exact ce spuneți acolo. Ivan Bandalovski, da?
Bandalovski, 26 da. De ani. 26 de ani. Da, domnule, ăla care mi-a plăcut mie când am jucat noi cu TSK Sofia, de mi-a plăcut mie, de ne-a driblat pe acolo, pe partea dreaptă al lor, de ne-a a driblat, de a nebunit pe acolo. Țin minte că pomeneați de el, la TSK Sofia, da, are 53 de meciuri la TSK Sofia, un gol da. Marcat. Câte goluri are? Un gol marcat în 53 de meciuri. Nu, el are nimeni de goluri, nu-i vadă goluri, aia driblează acolo, centrează bine. Da, și 12 selecții la echipa națională. E titular acum la echipa națională. A Bulgariei, dar să înțelegem, Bandalovski vine doar dacă brazilianul Cruz nu confirmă. Dacă nu confirmă Cruz, da. Păi dacă îl știați pe Bandalovski, de ce nu l-ați, sau de ce nu luați direct pe el? Adică păi Cruz da, e un semn de întrebare. Acum o jumătate de oră mi-a zis Victor, de unde știi? Am înțeles. Da, ne surprindeți în fiecare zi cu câte... E o veste da, bună! Și eu, dacă vă surprindeți pe mine, Victor, vă surprind și eu pe voi, eu ce să vă surprindă plăcut, asta e important. E o veste nu. Bună, dat fiind cifrele, măcar cifrele recomandă drept un jucător de mare valoare. Păi da, nu știm, pe Bandalus îl știm, nu? Băi, luați-l direct, ce să mai, dacă îl și știți, e... Cum? Dacă îl și știți, dacă e bun pentru ce aveți nevoie în momentul ăsta, bun, luați-l direct. Știm. Da, e clar că înseamnă că e mare nevoie de cineva pe postul ăsta pentru dubla cu Ajax. Că dacă după meciul ăsta, după primul amical, deja se vorbește de doi fotbaliști posibili să vină acolo... Numai pentru dubla cu Ajax, domnule, îl iau. Da, am o curiozitate. Cruz vine, tot așa, după o accidentare, a jucat vreo 4 meciuri în ultimele 8 luni. Cine? Cruz, brazilian. Păi da, să vedem, nu? Noi să vedem, noi facem, nu, verificare medicală. Dar, domne, eu ți-am spus, dacă nu e Cruz, e Bandalovski. Da, nu, da. Vreau să spun că Bandalovski pare, nu știu, o achiziție mai sigură, măcar nu e accidentat, are nu, jocuri eu, în picioare. Nu, e mai sigură pentru faptul că îl cunosc, simt, că îl știu 100%, știu, eu îl știu, nu altul. Eu îl știu. Așa, eu care... aștepta să vedeți dacă e Cruz peste, dacă totuși Cruz e mai bun decât el, asta înțeleg. Da, să vedem acum că ăștia mi-au zis că e foarte puternic ăsta și foarte bine făcut și bun jucător, zic că e jucător care a jucat în Brazilia, în prima ligă și care a avut nu știu câte meciuri, de sute de meciuri în prima ligă, înțelegi? Va fi decizia lui Laurențiu Reghe, că acum mă gândesc după câteva... Păi da, nu știu acum, că nu i-am prins pe ei, n-am avut timp, a sunat voi înaintea. Voi, ne scuzați. Înaintea lui, înaintea să-l prind eu pe Reghe, că de-aia sunam pe Reghe și când să sun pe Reghe, m-a sunat ăsta al vostru, domne, dacă vorbiți cu Dejliu. Tocmai când formam. Dacă deci am aflat vrei? Înaintea lui Reghe că am și după aia zice lumea că eu sunt băiat rău cu presa eu. Eu vă acord mai mult timp decât colaboratorilor mei. Deci noi am aflat aia... înaintea lui Reghe de Bandalovski. Păi da, eu știam înainte, pentru că înainte am vrut să-l cumpăr eu. M-ați înțeles? Bun, dar cred că oricum Cruz va trebui să intre măcar într-un meci, să vedeți care e treaba în următorul amical cu Basel, nu? Domne, nu știu. Da, să-l vadă ei. Să-l vadă ei, tata Reghe, și să-și aleagă, da? Da, bine, da? Eu vă simt mai încântat așa de Bandalovski, nu știu de ce, dar... Păi și eu sunt mai încântat, recunosc că așa și eu sunt. Și așa cum îl cunoașteți dumneavoastră, îl cunoașteți și Reghe Camp. Păi da, normal. S-ar putea ca după ce l-anunțați acum, după ce bine, vorbiți cu noi... Știm noi toți, nu, Bandalovski, știm noi toți că a jucat cu noi, nu? Da, s-ar putea după ce l-anunțați să renunțe direct la Cruz. Și să-l vrea pe Bandalovski. Revenim la meci, a fost ceva aseară ce nu v-a plăcut? Nu. Rocea, de exemplu, v-a plăcut? Da. Ce n-ai de gândit? Vorbesc de Rocea acum. Rocea, dacă e fotbalist, ce, primești pătavă, dacă e marchez gol din jaia, primești mici pătavă, nu dai gol de acolo, ce n-ai de gândit? Rocea.
Ducea doarme în plecare.